Doi domni fără umbrele, de Tudor Popescu. La institut, încercarea mea de a afla pe ocolite unele lucruri mi-a dat peste cap din prima clipă colegul de secție al lui Pangrati. A șters-o, domnule, a șters-o. Îl căutați, domnule? Cea mai grozavă bombă, domnule. E bine tipa, domnule, ați aflat ceva? În fața mea stătea un bărbat, sub pielea căruia nu cred să fie existat 5 grame de țesut adipos. Mă sfredelea cu doi ochi bulbucați. Năravul lui de a spune domnule, domnule la fiecare 3 cuvinte se explica prin aceea că de fiecare dată înghițea în sec, plimbându-și în sus și în jos, mărul lui Adam. Dispariția lui Pangrate l-amuza în mod cu totul deosebit. Am bănuit imediat că soția lui Pangrate alarmase institutul, făcându-l cu dezinvoltură de râs pe soțul ingrat. Nu mi-a vorbit, domnule, niciodată de vreo, mă înțelegeți, aventură. Aș fi jurat, domnule, că se consuma așa cu privirea. Dacă n-ajungea la oră fixă acasă, venea, domnule, după el. Rămânea mult în laborator, dar controla, domnule, cu telefonul la sfert de oră. De altfel, femeia excelentă, recunoscut și el. Și veselă, domnule, când e bine dispusă. Trebuie să fie coțigancă, domnule. Crapă când o vedea coțigancă. Ultimele cuvinte le gâlgâi într-un râs zgomotos. Și eu mă grăbi să-i întind mâna și să-l las, că mă enerva mărul lui Adam care îi juca sub pielea uscată strabezie, de parcă înghițise un șoarece care îi se zbătea să-i scape din gât. Directorul institutului mi-a transmis prin secretară că mă roagă să aștept câteva minute, fiind într-o ședință importantă. M-am așezat pe fotoliu și am început să răsfăiesc cele câteva reviste de specialitate de pe măsuța din apropiere. Secretara mă spiona curioasă din spatele biroului, parcă tot aștepta să-i spun ceva. Hai să profit de timpul mort. Dumneata îl cunoști pe inginerul Pangrati? Am întrebat-o ca și când i-aș fi spus că afară e soare. Drept răspuns la întrebarea mea indiferentă, din spatele biroului veni spre mine cu un râs ca un clopoțel strident, cu totul nepotrivit pentru pieptul impresionat care îl producea. Din secretară se puteau confecționa două femei normale și chiar mai drăguțe. Mă așteptam ca după rafale de note înalte să-mi răspundă la întrebare, dar ia chicoti în continuare, fără să-mi adreseze niciun cuvânt. Convins că orice aș întreba-o, mi-ar fi răspuns la fel, mi-am lăsat capul în revistă și am început să citesc un articol despre Pangrati. Un confrate făcea aprecieri elogioase la adresa invenției lui, ceea ce mă interesa foarte mult. Fu un antecalcul la economiile pe care le-ar fi putut realiza în industria noastră siderurgică, dacă invenția ar fi putut fi dusă până la capăt. Era vorba despre atâtea milioane lei valută, încât am tresărit mirat. Va să zic că nu era chiar așa o glumă și Pangrati ăsta, care tremura de teama nevestesii, avea ceva în cap. Mărturisesc că interesul meu pentru acest caz a început să crească odată cu lectura acestui articol. Nu cumva trebuie să citesc pe dos această aventură sentimentală? La urma urmei, ce dracul a apucat pe Pangrate de a fugi de acasă tocmai acum, în ajunul experienței capitale care urma să aibă loc peste o săptămână? Reluai faptele și mă gândi la ele mai rezonabil. Va să zic că Pangrate întâlnește doi prieteni. Ăștia îi prezintă o femeie care îi dă gata. E posibil. Capitulând necondiționat, capătă curajul pe care nu l-a avut niciodată, înfruntând orice risc. Nu vine toată noaptea acasă. E posibil. Dar de ce să nu vină acasă a doua zi și de ce nu încearcă o minciună banală și obișnuită? Care să-i justifice dispariția? De regulă, în asemenea împrejurări, urmează o perioadă tulbură de mici sau mari ciocniri în care bărbatul capătă în fiecare zi curajul de a mărturisi adevărul. Dar dacă lui Pangrati îi ia atât de teamă de nevastă sa, încât după o noapte de absență n-a mai îndrăznit să apară și a scris cele câteva rânduri sub influența directă a femeii care a pus mâna pe el? Un bărbat când scapă de sub tutelă și intră sub alta, devine necruțător față de prima.
Firul gândurilor mi s-a rupt în acest punct, pentru că ușa cabinetului directorului s-a deschis. În holul de primire au apărut 5 bărbați gravi, în urma lor, conducându-i un al șaselea. Am dedus că trebuie să fie directorul, deci. După înfățișare aș fi pariat că nu-i. Îl luai drept un poet romantic, miop. Miop bine. Din spatele lentilelor, ochii lui păreau mirați. Atât erau de măriți de multe dioptrii. O fire blajină, cel puțin la prima vedere. Privirea lui miopă mă căută printre ceilalți și mă găsi și îmi zâmbi cu toată fața. M-am trezit într-un interior care nu contrazicea personajul, dar era în cu totul dezacord cu funcția. Pe birou trona nelipsitul furnal care făcea parte probabil din mobilier, dar alături de el era o statuietă de piatră, grosolan cioplită și plină de haz, reprezentând o țărâncuță și un țăran sărutându-se, subuindu-și caragios buzele. Pe peretele din fața biroului, două tablouri și o reproducere. Tablourile originale erau peisaje cu minți de vară pe malul unei râuleți de munte. Sunt pictate de fetița mea, îmi explică plin de mândrie paternă. Are numai 9 ani și... Într-adevăr, pentru o vârstă mărturisită, peisajele erau meritorii. Micuța pictoriță dovedea o retină sensibilă de colorist. Lângă picturile fetiței și toate cele 3 statuiete păreau bizare la început, dar cu timpul nu mă mai supărau. Directorul era un amator în înțelesul cel mai pur al cuvântului, dar sensibil până la melodramatic. Din 24 de ore, cel puțin 12 le petrec la birou. Îmi face mare plăcere să privesc aceste câteva obiecte de care mă leagă amintiri puternice. Tabloul din dreapta l-a pictat fetița stând pe genunchii mei. Vă închipuiți ce înseamnă asta? Îmi închipuiam, privindu-i ochii dilatați de lentile, numai că eu nu venisem să admir talentul fetiței lui. De aceea, cu mare precauție, să nu jignesc sentimentele atât de adânci, i-am amintit că de fapt eu voiam să știu ce importanță are invenția lui Pangrati. Pangrati este cea mai plăcută surpriză pentru mine. L-am încurajat tot timpul, deși nu mă așteptam la rezultate atât de spectaculoase. Este atât de convins de justețea ideilor lui, încât i-am dat mână liberă. Eu cred în intuiție, să știți. Am crezut în intuiția lui. Un profan în materie înțeleg mai greu despre ce este vorba. A, dar nu-i greu deloc. Ne-a explicat referindu-se nu la vitamine ca soția lui Pangrate, ci la aliajele necesare înnobilării oțelului. Invenția reprezintă o importanță deosebită din punct de vedere economic. Evident, închipuiți-vă ce ar însemna ca o fabrică să anunțe că tabla automobilelor nu se oxidează, adică nu ruginește și, practic, fără moarte. Dar ce economie ar realiza o asemenea uzină, producătorul de oțeluri speciale, dacă le-ar realiza fără acele adaosuri costisitoare? Pusă în practică, această invenție ar aduce siderurgiei noastre economii de multe, multe milioane. În câteva cuvinte aflasem ce mă interesa. Puteam să mă ridic și să plec. Recunoșteam că dispariția inginerului trebuie să-mi dea de gândit, dar aveam și motive destule să dau miliției spre cercetare și să-mi văd de treburile urgente care mă așteptau. Așa am și făcut. Săptămâna următoare va avea loc experiența și voi vedea atunci dacă inginerul se va smulge din brațele acaparatoarei și se va prezenta la laborator sau va fi absent. Până atunci, mai importantă mi se părea sesizarea primită din partea aeroportului Băneasa. Am lăsat totul baltă și m-am dus să-l întâlnesc pe pilotul Strihan, cu care urma să merg să-l primesc pe Andrei Hatmanul, adevăratul telegrafist. De fiecare dată când trebuia să mă întâlnesc cu cineva, îmi place să mi-l imaginez, pornind de la ceea ce știu despre el. Câteodată mi se întâmplă ca tipul să fie aproape identic cu cel din mintea mea. Adrian Hatmanul însă contrazisese 100% portretul meu mental. Arăta ca un băiat cum se cade, sfios și stângaci, care se înroși până în vârful urechilor când Strihan îi spusese că vreau să-i vorbesc. Cu astfel de oameni sunt întotdeauna în derută.
timiditatea lui naturală pare vinovăție. Se înroșește și când îl întreb cum îl cheamă, fiind stingherit de situația în sine. Încerc să fiu mai degajat, să nu mă suspecteze că îl suspectez, ca să poată vorbi limpede, să-și amintească precis cât mai multe amănunte. Cum s-a întâmplat? Am declanșat conversația după ce ne-am instalat comod în biroul meu. Transpirația țâșni pur și simplu prin toți porii frunții lui înalte, cu început de chelie. Desigur, urmea să-mi facă mărturisiri care nu-i conveneau. Clipi de câteva ori ca un om care își adună gândurile și începu oftând adânc. Într-o zi, acum câteva luni, beam un gin la restaurantul aeroportului din Zurich. După cursă îmi place să privesc forfota aeroportului, cu un pahar de gin în față. Era aglomerat. O stuardeză tânără mi-a cerut permisiunea să se așeze la masa mea să mănânce. M-am bucurat că eram singur la masă. În general, stuardezele sunt drăguțe. Luli însă este cu adevărat frumoasă, așa că, oricât aș fi fost de timid, am încercat să leg o conversație și am reușit. Mă miram singur de verba mea. În sfârșit, știți ce deștept devine un bărbat în fața unei femei frumoase? Ea era și ea în trecere spre extremul orient. Hatmanul se opri și mă privi întrebător, de parcă aștepta un îndemn de la mine ca să continuă. Mi-am plecat capul încurajator și el reluă firul povestirii. Ne-am mai întâlnit de câteva ori întâmplător, de fiecare dată socotindu-ne mai prieteni. Acum 2 zile am plecat să ne plimbăm puțin prin oraș. Am mâncat într-un mic local, apoi ne-am plimbat printr-un parc. Ne-am așezat pe bancă și am privit copiii din cartier jucându-se. Mi-am aprins o țigare și am simțit că mi se face rău. Am crezut că e din cauza mâncării. Mâncasem cu poftă. N-am apucat să-i spun și ei că nu mă simt bine. Cred că am leșinat. Privi din nou în ochii mei, așteptând să-i confirm că într-adevăr i s-a făcuse rău. Dar eu am așteptat să povestească. Văzând că privirea mea fixă nu-i dă niciun răspuns, continuă șovăind. Când mi-am revenit, eram într-o mașină a salvării. M-am speriat când am simțit pe fața mea masca de oxigen. Mai întâi am întrebat unde sunt și mi s-a explicat că am fost luat de la locul accidentului. N-am priceput ce vrea să spună, pentru că nu mi-aminteam să fi pățit așa ceva. Mi-a spus clar că m-au luat de la locul accidentului de mașină. Mi s-a părut ciudată nedumerirea mea. Apoi s-a prezentat un polițist care mi-a explicat că am fost într-o mașină mică, utilitară, care s-a ciocnit cu un autoturism din cauza excesului de viteză. Șoferul mașinii în care fusese m-a dispărut imediat după accident. Le-am spus că nu știu nimic, că am fost într-un parc și mi s-a făcut rău. Probabil că au vrut să vă ducă la spital, a concis el. Domnișoara Luli nu era cu mine? Am întrebat. Nu era nicio domnișoară, singur șoferul la volan care a fugit, simțindu-se vinovat pentru excesul de viteză. Dar îl găsim noi. Le-am explicat cine sunt și mi-au înlesnat să telefonez în țară. Acum am venit încheind el, ridicând din numeri, ca un om care nu știe de fapt ce s-a petrecut cu el. Totuși, avionul a sosit la București cu telegrafistul la bord. Vestea îl făcu să sară de pe scaun, privindu-mă indignat și suspicios. Ce vreți să spuneți? Nimic peste ce ați spus. Avionul a sosit cu telegrafistul. De fapt, a sosit cu dumneavoastră. Cel puțin așa au crezut colegii cu care navigați de atâta timp. Cum să cred așa ceva? Dacă n-ai fost dumneata cineva machiat sau care îți seamănă foarte bine, te-a înlocuit. Am văzut cum se golește de sânge. Roșeața indignării se diluă într-o clipă și obrazul îi rămăsese ca hârtia. Un tremur ușor al buzei de jos îi trăda tensiunea interioară, crescută brusc cu multe atmosfere. L-a speriat ideea în sinea înlocuirii lui de către cineva sau a realizat în clipa aceea cine l-a înlocuit? Cum vă explicați că avionul a sosit totuși cu telegrafistul la bord? Ridică din numeri. Cred că gestul acesta rămas din copilărie era un tic. Ridică mai mult din numărul drept și și-a plecat ușor capul pe el cu oarecare candoare. Numai că eu am întâlnit în viața mea destui răufăcători cu o figură de adolescenți naivi, care mă priveau derutant de deschis.
Și mă arestați? Din prudență ceruse mandat de arestare. Îl aveam în sertarul biroului. Recunoașteți că am destule motive să o fac. Știați că veți rămâne la Paris? Își recăpătă fulgerător culoarea și sări de pe scaun, sincer indignat. Nu știu nimic cum puteți să mă suspectați. Încep să cred că am căzut victimă unei mașinații. A vrut să mai continue ceva, dar s-a lăsat pe gubaș, după ce a deschis de câteva ori gura de fiecare dată răzgândindu-se. Părea un pește care scoate capul din apă și înghite aerul. O să vă rețin poate pentru un timp foarte scurt până când luăm contact cu poliția franceză. Să vedem ce s-a întâmplat acolo. Nu mă credeți? Ba da, dar n-a spus chiar dumneavoastră că vi s-a făcut rău și nu știți ce s-a întâmplat până când nu v-ați trezit în mașina salvării? Vreau să știu ce s-a întâmplat în timp cât erați leșinat. Acesta este mandatul dumneavoastră de arestare. A mai deschis odată gura să spună ceva, dar a tăcut trăgându-și capul între umeri și rămase uimit pe jumătate speriat. În ziua în care Dima conversa cu adevăratul telegrafist, domnaticul om cu ochii de gălbenu se plimba prin fața hotelului Lido, fredonând absent o melodie improvizată. Lângă el, cu mâinile înfipte până la coate în buzunarele pantalonului, se plimba celălalt personaj al întâmplării de față, domnul Remy. Mergea mai mult învârtindu-se în jurul axei sale, pentru că rar se întâmpla să treacă pe lângă o fetișcană și să n-o petreacă lung cu privirea. Fiecare ochiadă îl scotea evident din sărite pe Marcel, care n-avea ce face. Ironiile lui rămăsese fără niciun rezultat. Când ajunseră în dreptul barului Podgoria, se porni o ploaie scurtă de vară care alungă pietonii de sub balcoane. Lui Marcel însă ploaia îi plăcu și își continuă plimbarea mergând agale cu mâinile la spate ca și când nu l-ar fi stropit găleț de apă. Remy îl urmă, deși nu primea cu aceeași plăcere picăturile mari care îi izdeau fața. O puștancă abia sărită de adolescență îi șopti prietenei, arătând spre ei. Ia uite la ăștia, fără umbrele! Într-adevăr, doi domni fără umbrelă se plimbau agale prin ploaia repede, atrăcând priviri ironice. Ploaia dură puțin și soarele năvăli reconfortant, arzând și mai tare. Trotuarele fură recucerite de pietoni grăbiți care se împiedicau de cei doi bărbați fără treabă. Așteaptă-mă aici, spuse tânărul bărbatului cu ochii de gălbenuși, arătându-i mesele scoase pe trotuarul barului Union. Tânărul se așeză bucuros că poate să-și amestece privirea printre trecătoarele sumar îmbrăcate. Ceru o Pepsi-Cola și sorbi fără grabă. Marcel își continuă plimbarea, traversând piața romană, intrând în florărie de sub arcadele blocului din colț. Își consultă ceasul cu privire rapidă, apoi intră. Printre cumpărători, o zări pe Toto, alegând begonii și se apropie zâmbind agreabil. Îi sărută mâna cu insistența deloc profesională, trădându-și adevăratele sentimente. Cu Toto juca ușor rolul de îndrăgostit. A luat-o de braț și au ieșit din florărie, pornind agale spre cinematograful Scala. Am auzit că v-ați distrat bine la mare, spuse Toto zâmbind enigmatic. O vacanță scurtă, dar fructuoasă. Bănuiesc că toată lumea e mulțumită. O rezolvare simplă și eficace. Soția e convinsă că bărbatul și-a luat lumea în cap. După cum i-am scris, și acum, unul din puncte a fost realizat, dar cum ajungem la planuri? Nu l-au pe inginer? Șeful e de părere că nu o să scoată nimic de la el. Urlă într-una și amenință. Experiența se continuă într-o fabricuță specializată în aliaje. E mai mult un laborator de cercetări în care se produc mici cantități de oțeluri cu întrebuințare deosebită. Mergeți acolo și faceți orice ca experiența să nu reușească. Trebuie să punem mâna pe brevetul invenției. Cum să ajung la laborator? Șeful crede că Remy trebuie sacrificat. Zâmbetul de circumstanță păli pe chipul lui Marcel și ochii lui galben deveniră și mai galben, ca și când ficatul ar fi împins deodată în ei o cantitate sporită de fiere.
În cele din urmă, văzând că ea nu-i dă nicio explicație, îndrăzni să-și exprime gândurile. I-a reușit atât de bine intrarea, altă cale nu există. Răspunsul categoric îl descumpăni. O să avem neplăceri cu el, mi se pare destul de ușuratic. N-avem încotro. Avem nevoie de planuri cât mai urgent. Se întoarse spre el zâmbind cu toată fața, un zâmbet drăgălaș și nevinovat. În colțul ochilor, o ironie ușoară care îl înfurie pe Marcel. Mucoasa asta se crede Mata Hari. Și îi răspunse cu un zâmbet și mai ironic, în care se amestecă insatisfacția bărbatului, care nu reușea să se impună femeii din fața lui. Și acum, îmi săruți mâna și ne despărțim, îl anunță, păstrând în ton ironia dulce din colțul ochilor. Când pleca, aproape că îi întoarse spatele furios. Ar fi pălmuit-o. Nu-și dădea seama de ce îl supărase atât de tare o privire ironică. În alte împrejurări, nu i-ar fi dat nicio atenție, dar acum se simțea șicanat. Nu voia să recunoască nici în sinea lui că orgoliul lui de bărbat suporta greu înfrângerea. L-a luat pe Remi de la bar și a oprit un taxi să ajungă mai repede acasă. Lasă-ne singuri, Cornelia. Ca un automat al cărui resort a fost declanșat, femeia se strecura afară din cameră. Remi, ușor intrigat, aștepta să-i spună despre ce este vorba. I se păruse ciudată purtarea lui Marcel după ce se reîntâlniseră. Tăcu tot timpul, sugându-și o măsea, semn sigur de nervozitate. Trebuie să pleci la uzină, îi spuse simplu, ca și când i-ar fi dat o veste oarecare. Singur? Mâine chiar. Șeful are urgent nevoie de planuri. Cu același aer degajat, scoase din buzunarul de sus al hainei un etui de ochelar pe care îl întinse. Ai aici ce trebuie ca să lucrezi repede. Nimeni nu o să bănuiască. Și dacă nu vreau să mă duc? Gura lui Marcel se strâmbă într-un zâmbet ironic. Își căută pachetul cu țigări, aprinse una, aruncă rotocoale de fum spre tavan și îl lăsă mult timp fără răspuns. Apoi întrebă naiv. Nu înțeleg ce ai vrut să spui. Am vrut să spun că nu mă duc singur. Planul inițial era altul. Mi-e frică. Foarte bine, cui nu e frică. Eu nu cred în supraoameni decât la cinematograf. Ceilalți tremură și facem ce ni se cere. M-ar fi mirat să-mi spui că nu ți-e frică. Te-aș fi suspectat că joci teatru ca Toto, care se crede în prostia ei, o adevărată Mata Hari. Dar am omorât un om ca să rămân aici în locul lui. Cine știe? Dacă se întâmplă ceva, spui că ai venit ca telegrafist în locul lui Adrian Hatmanu. N-au de unde să știe că am fost eu sau tu. Da, să lăsăm gluma. Dacă ai să procedezi rapid, nu o să ți se întâmple nimic. Am să fiu pe aproape să deculeg în cel mai scurt timp. Nu mă duc. Zâmbetul ironic rămăsese agățat pe fața lui Marcel. Țigara îi se stinse. Își pipăi buzunarele căutând bricheta, băgă mâna în interiorul hainei, și când și-o retrase, avea în ea un revolver cu surghină pe care îl îndreptă spre Remi. Mă obligi la gesturi neplăcute. Ești nebun? Cred că ai intrat cu măsura. Nu exagera. Ne-am ales o îndeletnicire în care tocmeala nu intră. De ce nu te-ai făcut precupeț de zarzavaturi? Am vrut să spun că îmi pare rău să ratez totul. Sosirea mi-a reușit atât de bine. Toți cred că sunt mort. Nu pot să iau nicio hotărâre, treci în camera de dincolo. Șovăind și simțind că în ochii lui Marcel a lucit amenințarea, Remi se îndreptă spre ușa camerei vecine, trăgând tot timpul cu coada ochiului neîncrezător spre revolver. În sinea lui se temea că acest individ dur, cu privirea înțepătoare, îl credea în stare de orice, la cea mai mică mânie. Marcel răsucite două ori cheia în broasca ușii, apoi o chemă cu glas spart pe Cornelia. Mai chema Marcel? Întrebarea șovăitoare, ușor tremurată, contrasta izbitor cu porunca lui aspră. Ține placa asta. Da, Marcele, dar ce să fac cu ea? Marcel își privi ceasul. La ora 12 te plimbi prin fața magazinului Muzica. Ții placa în așa fel încât să se vadă titlul. Ochii ei ploștiți și fără viață se îndreptară spre placa pe care o ținea în mână. Bobby Solo.
Călare pe oșa cânta la chitară. Te plimb 5 minute prin fața magazinului și vii acasă la 12:30 să fii înapoi. Mă plimb 5 minute prin fața magazinului, apoi vin acasă. Asta e tot? Ți-am spus că nu-ți cer mare lucru. Ultimile cuvinte le însoți cu un gest prin care vroia să se debaraseze de ea, dar Cornelia nu se îndura să plece. Ce mai vrei? Se răstii văzând că zăbovește. Am să fac tot ce-mi poruncești. Iar începi. Cu băiatul n-aveți nimic, nu-i așa? Mi-ai promis. Marcel îi întoarse spatele, strâmbându-se ale hamite. Îl enervau aceste cuvinte pe care le asculta de câteva ori pe zi. N-am nimic cu el, ți-am promis de 100 de ori. Mulțumesc, Marcel. Lasă-l să învețe. Bine, bine, am să-l sprijin. Da? Îți mulțumesc, Marcel. Eu fac tot ce... Între timp, Marcel a turnat apă într-un pahar și a dizolvat o pastilă. Bea, o să te liniștească. Nu. O prinse cu mâna de ceafă și duse paharul la gură. Nevoită, goli paharul și se strâmbă din cauza gustului, apoi figura îi luă o expresie și mai tâmpită. Ultima licărire de voință se topi în ochii ei, parcă decolorați. Toto era o clientă obișnuită a raionului de muzică clasică. De câteva ori pe săptămână se interesa de noutăți și asculta cele mai celebre interpretări, era una dintre melomanele pe care vânzătoarea le simpatiza. Când Cornelia apăru în fața vitrinei plimbându-se cu placa sub braț, Toto asculta în cască Stravinsky, cu ochii pe jumătate închiși, aparent ruptă de tot ce se petrece în jurul ei. Cornelia era un consemn. Marcel vroia să-i vorbească neapărat oare. Ce se întâmplase? Opri pick-up-ul, achită placa și ieși grăbită. Cornelia se mai plimba încă absentă prin fața vitrinelor. Un trecător mai atent ar fi putut să creadă că e băută, parcă plutea. La primul telefon tot o formă numărul știut și Marcel îi răspunse. Totul la telefon, ce s-a întâmplat? Trebuie să-ți vorbesc în legătură cu Remi. Dacă Marcel ar fi fost lângă ea, ar fi fost surprins văzând cum se liniștește. Ce-i cu el? Pretinde că e obosit și nu vrea să plece în provincie, nu știu cum să procedez. Mă interesez și îți telefonez. E tot ce aveai să-mi spui? Nu-i de ajuns? Ba da, așteaptă telefonul meu. A doua zi, un bărbat tânăr cu o valiză nu prea mare în mână se prezentă la portarul fabricii în care se produceau cantități mici de oțeluri speciale și ceru să vorbească cu directorul. Sunt un coleg de facultate? Îl informă pe portar. Își șterse fruntea transpirată pentru că urcase o bună bucată de drum din colonia de blocuri situată la câteva zeci de metri mai la vale. El m-a invitat să trec pe aici, continua să dea explicații portarului care încă mai ezita. Îl hotărâ. Alo, tovarășa Ani? E un tovarăș aici care vrea să vorbească cu tovarășul director. Zice că n-a apucat să termine, că la capătul celălalt al receptorului fu trântit în furcă după cel mai scurt răspuns. Nu primește. Dezolat, portarul se întoarse spre tânărul vizitator. Nu primește pe nimeni. Dar nu i-ai spus cine sunt? Comunică, te rog, că-l caută Ionescu, fostul lui coleg. Asta e bună. Se enervă el de situația penibilă în care se găsea. Telefonează-i, spune că sunt eu. Portalul se codea. Decât să telefoneze secretarii directorului, ia o femeie iute care repede omul mai înainte să deschidă gura. Spre deosebire de director, om cum se cade. Cam distrat, mereu cu capul plin de probleme și pe care trebuia să-l saluți de două ori ca să te vadă. Intrase în horă și, stimulat de o țigare bună pe care i-o oferi vizitatorul, ridică pentru a doua oară receptorul. Tovarășul zice că e un coleg cu tovarășul director. Zice că-l cheamă Ionescu. În receptor, clănțăni ca o mitralieră în câteva rafale, dovedind că secretara, pe lângă alte calități, are o capacitate pulmonară ieșită din comun. Apoi un pocnet sec anunță ultimul cartuș. Portarul privi vinovat spre vizitator. Părea un cățel bătut. N-a vrut să mai întrebe. Vizitatorul aprinse bricheta și îl servi. Portarul trase adânc fumul parfumat al țigării de calitate și ceva neașteptat se petrecu.
Privirea îi se întunecă, casa a început să clatine, apoi să se împârtă, întinse mâinile să se prindă de ceva, dar nu a avut de ce și căzu. Vizitatorul păși peste el și ieși în curtea întreprinderii. Apoi se îndreptă grăbit spre clădirea administrației. Secretara nu părea femeia aprigă de la telefon. Între două vârste încerca o vagă cochetărie în fața bărbaților tineri și fără vereghetă. Îi zâmbi atât de frumos încât vizitatorul privi în spate. N-o fi intrat și iubitul ei odată cu el? Eu sunt Ionescu, fostul coleg al directorului. Știu ce dispoziție v-a dat, dar nu și pentru mine, el m-a invitat. Aș putea spune că mă așteaptă. În timp ce-i vorbea, îi zâmbea cu toată ființa. Se îndreptă spre ușa cabinetului, fără ca ea să-și dea seama. Numai când puse mâna pe clanță, instinctul ei profesional tresări, dar era prea târziu. Liniștind-o cu un gest complice cu capul, deschise ușa și intră. Într-o fracțiune de secundă, ea l-a auzit pe vizitator. O, ce bine îmi pare că te văd! Apoi ușa se închise. Frântura de conversație o liniști, era într-adevăr un prieten al directorului. De altfel, când stătea încă în cumpănă, ușa se deschise și șeful reapăru. Să nu ne deranjeze nimeni. N-avea cum să-și închipuie că în dreptul peretelui stătea vizitatorul cu revolverul întins spre el amenințător. După ce închise ușa, directorul îl privi mai mult nedumerit decât speriat pe cel care l-amenința. Nu-i venea să creadă că îi se întâmplă așa ceva. Nu cumva e o glumă? La perete! Îi ceru destul de categoric vizitatorul, spulberându-i iluziile că era o glumă, cu fața la perete și mâinile sus. Directorul, omul care își petrecuse 3/4 din viață în laborator, rămăsese la toate celelalte puncte de vedere un naiv. Își strâmbă gura de mirare și se supuse. Dăm cheile seifului. Directorul nu se mișcă. Asta nu. Erau pe birou, dar se gândea că s-ar putea ca el să nu le vadă. Cheile, vă rog, n-are rost. Secretara n-ar auzi nimic, îi spuse, împungându-l cu revolverul în spate. E cu surdină. Și eu tot aș lua planurile. Naivul director înțelegea în felul lui eroismul, așa că înfruntă pericolul și se întoarse zâmbindu-i superior. Nu ți le dau, nici nu sunt la mine. Vizitatorul prinse fugara lui privire spre birou și îi fu de ajuns. Întorceți-vă cu spatele. Se supuse și vizitatorul găsi ușor cheile. Scoase din seif planurile, își mai puse o pereche de ochelari peste cea pe care o purta. Era miop, nu vedea bine de aproape. Cercetă fugar foile de hârtie și se convinse că găsise ceea ce căuta. Domnule, îi se adresă cu candoare indignat, directorul, dumneata prazi munca de o viață a unui om. Vorbe mari, domnule director, toți trebuie să trăim. Curiozitatea nestăpânită îl făcu să se întoarcă iar cu fața la cel care prăda. Domnule, nu ți-e rușine? Și mi se pare că ești român. Să-mi fie rușine că vreau să trăiesc? În lentilele ochelarilor fără rame se reflectau șirurile de ecuații chimice pe care vizitatorul le cerceta cu aviditate. Domnule, nu le lua, e o crimă. Toate ziarele din străinătate vor vorbi despre această mare invenție. E o invenție care va adăuga prestigiul altora. Ești metalurgist? Da, inginer. Ar fi mai firesc să lucrezi aici, alături de noi. Vizitatorul își ridică privirea de pe planuri și îl cercetă. Glumea sau... Era foarte serios. Unde trăise omul ăsta până acum? Desigur, cu capul în cubilouri. Credeți-mă, aș face totul ca să-ți găsesc un post de inginer, poate chiar... Peste 25 de ani voi ieși din închisoare. Ironia dură îl duse pe director la realitate și îmbofnat se întoarse singur cu fața la perete, demn, ca să-i dovedească tot disprețul lui. N-avea cu cine discuta. Mintea lui începea să caute un alt plan. Deoarece bunătatea lăsa rece bruta asta. Dacă directorul dovedea naivitate în înțelegerea anumitor fapte de natura acestuia pe care o trăia, nu înseamnă că e un naiv în general, cu alte cuvinte un prostănac,
Era un om de bună credință. În timp ce vizitatorul strângea planurile de pe birou, se întoarse iar cu fața la el și îl întrebă pe un ton neașteptat de categoric și ironic în același timp. Domnule, ți-e frică? Pe fața vizitatorului trecu o umbră și în ochii sclipi într-adevăr teama pentru că privi involuntar spre ușă. Mărturisi, dezarmându-l întrucândva pe director. Da, mi-e frică. Vă miră mărturisirea mea? Directorul se dovedi un fin psiholog. Continuă cu ironie din ce în ce mai precisă și îndrăzni chiar să facă doi pași spre el. Bănuiesc că viața dumitale e destul de complicată. Aș vrea să-ți iau pulsul. Sunt sigur că inima ți aleargă la galop, că urechile îți țiuie și că prin fața ochilor îți trec puncte negre. Nu se poate să nu te gândești că secretara s-ar putea să te bănuiască sau primul om pe care îl întâlnești în cale sau portarul. Și toate gândurile astea fac să-ți crească tensiunea și să respiri greu și... Gura urlă vizitatorul privindu-l fioros. Directorul observă că un mușchi se zbătu în colțul ochilor, trădându-i spaima. Ochii îi se îngustară și mâna în care ținea revolverul tremura ușor. Simți că e pe drumul cel bun. Unde crezi că ai să fugi? Întrebarea păru că trezește ultima energie din el. Se dădu un pas înapoi și ridică încet revolverul. Ochii sticleau, obrazul îi se albise și broboane de transpirație înfloriseră pe fruntea lui nedădă de copil. Directorul se gândi că îl va împușca, altfel n-avea cum să plece. Îi era teamă că va da imediat alarma. La asta nu se gândise. Întrebă șoptit. Trebuie să mă împuști? Ce se petrecu în capul acestui om în clipa în care trebuia să apese pe trăgaci, directorul nu va putea să-i explice niciodată. Se frânse deodată și gemu aproape plângând. Nu mai pot, nu mai pot! Se trânti pe fotolul din fața biroului, lăsându-și capul în mâini. Revolverul îl aruncă pe birou. Directorul se grăbi să-l ia. Cheamă poliția, cheamă poliția, gemu. Speriat, făstăcit, cu revolverul în mână, ținându-l de țeavă cu două degete ca pe un obiect infectat, directorul formă un număr de telefon. Îl ascult pe directorul Taflan și mă gândesc că mai sunt oameni fericiți pe lumea asta care au reușit să-și păstreze toate iluziile despre oameni. Directorul e o bogăție nu atât prin ceea ce spune, cât și prin felul cum spune. E de o bunătate dezarmantă. Cred că Remy, ăsta e numele celui care încerca să-i fure planurile, s-a predat uluit de buna credința lui. Înduioșat i-a dat revolverul și i-a zis, domnule, dumneata, restabilește încrederea în om. Vreau să mă predau și să devin pașnic. El pretinde că nu s-ar fi întâmplat chiar așa lucrurile. S-a predat de bunăvoie sau a intrat cineva și l-a surprins? Îl întreb deoarece e foarte important pentru mine și pentru vinovat. El singur, mi-a dat revolverul și mi-a spus cheamă poliția. Așa, deodată, i-am vorbit, eu știți, am simțit, l-am făcut să înțeleagă ce viață duce. I-am promis că-i caut un serviciu și o să-i găsesc. Mi-a făcut o impresie bună în cele din urmă. În sfârșit, uite că am ajuns de unde am plecat. N-are rost să mai stau de vorbă cu directorul. Alături mă așteaptă domnul Remy nerăbdător și cam dărâmat. Se vede că-i preocupat de o idee fixă. Ce o să se întâmple cu el? Nu pare un tip prea complicat. M-a surprins o privire purișată pe care a aruncat-o unei femei frumoase. Dacă și în situația lui mai vede așa ceva, mi se pare semnificativ. Îl invit în mașină și hai acasă. Sunt nerăbdător să aflu câte ceva despre el și motivele care l-au adus aici. Nu cumva există o legătură între dispariția inginerului și sosirea lui la uzină? Tipul pare să se obișnuiască repede cu situația în care se află. La un moment dat se trezește fluierând o melodie plină de ritm, privind peisajul într-adevăr minunat prin care treceam. Are o conștiință atât de curată pe cât pare? De fapt, dacă este așa,
dacă doar a venit în țară și s-a predat de bună voie, înainte de a face vreun rău, are tot dreptul să fluiere melodia optimistă care îl obsedează. După ce ne instalăm în biroul meu și se trezește cu o cafea în față, pare pus pe taclale. Cum a intrat în țară, îl întreb, făcând că nu știu de ce, o legătură între cazul telegrafistului și el. Cred că apropierea am făcut-o mai ales pentru că amândouă faptele s-au petrecut la scurt timp unul după celălalt. Am înlocuit un telegrafist. Va să zic că se confirmă. Are un tic că își aranjează tot timpul ochelarii pe nas. Sau e totuși nervos? Pe birou în fața noastră e o valiză în care Mihai scoate obiecte obișnuite. Un revolver, un magnetofon destul de voluminos, un aparat de radioemisie, câteva teancuri cu bagnote și un foarte mic aparat de fotografiat. Mihai le înșiră în fața mea și nu știu de ce. Eu continui interogatoriul. Telegrafistul știa că îl înlocuiești? Nu ne-am cunoscut. Nu știu ce au aranjat ceilalți cu el. Ce urma să faci la uzină? Să iau planurile fabricării oțelului ultradur. Nu interesa prin ce mijloace. Îi arăta aparatul de fotografiat. L-ai folosit? Nu. Veți developa și... Ce urma să faci cu planurile? Cum aveai de gând să le scoți din țară? A, nu e treaba mea. Trebuia să mă întâlnesc cu cineva la un motel de la kilometrul 88. La o masă a barului o să stea un tip cu un pahar de Pepsi Cola și unul de citronadă în față. Va bea combinându-le într-un al treilea pahar. Lui trebuia să-i dau planurile, iar el urma să-mi spună cum să plec din țară. Acum, când ai venit, ai luat contact cu cineva? Nu. Ai înregistrat ceva? Nu. Un tip special de magnetofon. Nu reușe să-l pornesc. Vrei să-i dai drumul? Se moșmondește un tip, chiorându-se să bage o banană într-un orificiu. Nu văd de aproape decât cu două perechi de ochelari. A doua pereche de ochelari e pe birou. Eu o dau și după ce îi pune pe nas, ochii se măresc caragios schimbându-i impresia. Pornește magnetofonul și banda. Se derulează liniștit, n-a înregistrat nimic. Cum l-ai adormit pe portar? Îl întreb când se așteaptă mai puțin, pentru că stăm toți trei și privim cum se derulează banda. Cu bricheta. În rezervorul de gaz este amestecat și un somnifer puternic. Când și-a aprins țigara, odată cu fumul, a inhalat și gazul. Mă uit atent la brichetă, nimic deosebit. Puteai să o găsești pe stradă și să-ți aprinzi țigara cu ea. Îi fac un semn discret lui Mihai și iese din birou. Aranjasem cu el să-l aducă și pe Hatmanul. Sunt sigur că dacă se cunosc, îmi voi da seama, nu se poate să nu schiteze un mic gest. Hatmanul intră. Dumnealui v-a înlocuit, îi spun lui Hatmanul, care se holbează la Remi ca la o muiere. Dumnealui? De ce? A făcut o glumă, are o fire veselă. Am ținut să vă cunoașteți. Și așa cum se întâmplă când ești într-o situație imposibilă, Hatmanul reacționă hilar, întinse mâna spre Remi. Luat prin surprindere, acesta îi răspunse și își strânse mâinile spre hazul Mihai, care ieși imediat din cameră. Sunt sigur că stă dincolo de ușe și râde ca oaia la baltă. Eu tușesc grav și apăs energic butonul sunăriei până când simt o durere ascuțită. Binefăcătoare în deget. Apare iar la ușă. Condul pe domnul Hatmanu. Și mai uluit, telegrafistul se îndreaptă spre ușă fără să dea grai întrebării care îi frământa vizibil. Îmi dați drumul acasă? Încă nu pot să le liberez. Ei, domnule Remi, o să mai rămâi la noi câteva zile până verificăm ce ne-ai mărturisit. Sper că nu o să te plictisești. Poți să-ți trimit o carte dacă vrei să-ți petreci timpul citind. I-am întins un pachet cu țigări. Aprind bricheta lui de pe masă și îl servesc cu un foc. Mai întâi își apropie țigara, apoi s-a resperiat. De ce nu a prins după atâta zbucium? Un somn bun. A doua zi fac o baie fierbinte, mă bărberesc pendelete, îmi iau o cămașă care știu că-mi stă bine, apoi mă urc în mașină și cer să mă ducă la hotelul de la kilometru 88.
Nu știu de ce m-am pregătit atât de pedant pentru această întâlnire. Dacă m-ar fi văzut nevastă mea cu câtă grijă mi-n not cravata, cu siguranță că ar fi intrat la idei. Gândul ăsta mă amuză și intru în localul motelului bine dispus. E chiar ora la care Remi trebuia să se întâlnească cu amicul. Nu e aproape nimeni în local la acea oră dinaintea prânzului. Dintr-o privire îmi dau seama că omul meu este aici. Tocmai combină suc și Pepsi Cola într-un pahar. Face asta cu gesturi de alchimist care așteaptă să-i apară aur în pahar. De fapt, nu avea decât să treacă timpul într-un fel oarecare. La o masă ceva mai departe, un bărbat tânăr șoptește vorbe dulci unei femei nu tocmai arătoase. De fapt, îl supraveghează pe alchimist. Mai sunt ocupate încă două mese de către turiști întârziați în motel, pe care nu interesează atât itinerariul, cât și posibilitatea de a rămâne cât mai mult în cameră împreună. Cred că nu pusesem bine mâna pe clanță când alchimistul m-a reperat și s-a apucat să combine băutura. Am în mână o servietă în care crede, desigur, că am planurile. Dar am revolverul pe care nu-mi place să-l port la locul lui, că mă incomodează. De fapt, nici nu prea îmi place să-l port la mine și de aceea nu-l iau decât atunci când bănuiesc că s-ar putea să-mi folosească. Mă duc drept spre el, pun servieta pe masă și îi spun parola. Combinația e bună, dar trebuie și puțin alcool. De obicei pun coniac. Va să zic că el este. Ai reușit, într-adevăr destul de tare, ca să nu atragă atenția, vorbind șoptit. Mai ușor decât credeam, îi spun, privind semnificativ spre servietă. Deodată îl cuprinde nerăbdarea, simt cum îl mănâncă vârful degetelor, vrea să deschidă servieta, dar eu trag discret spre mine. Nu aici, îi spun, termină-ți băutura și hai afară. Când se soarbă paharul cu Pepsi Cola amestecat cu suc, rămâne cu ochii la mine nedumerit și contrariat. Deși surpriza lui n-a ținut mai mult de o secundă, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Și dacă ceva nu e în regulă, n-are rost să lungesc povestea și să mă dau aici în spectacol. În clipa când a pus paharul pe masă, simt că e gata să iau o hotărâre mare. Poate chiar să mă pocnească. Mă aplec spre el și îi șoptesc. N-are rost să mai încerci ceva, crezi că sunt singur? Nu e băiat prost. A înțeles într-o clipă situația în care se află și nu mai schiță niciun gest. Îmi plac oamenii care se împacă ușor cu soarta lor. Beați liniștit tot sucul, apoi ridică-te discret și hai afară. De ce să-i mai deranjăm și pe ceilalți? N-ai voie să bagi mâinile în buzunare. Încrucișează-le pe piept și hai. Trage cu coada ochiului în spate și îl vede pe tânărul amorez holbându-se la el cu mâinile în buzunare și se lămurește în sfârșit care este rolul lui acolo. Nu e singurul, îi șoptesc amuzându-mă, dorind să-l desumflu puțin. Mă gândeam că mintea lui s-ar putea să creadă că mai poate scăpa. Se ridică de pe scaun ca și îndrăgostitul de altfel și mă privește întrebător. Ia-o înainte. Pornește liniștit cu minte cu capul în jos ca un copil rușinat de o faptă rea. Deschide ușa, se uită iar la mine. Așteaptă instrucțiuni. Îi arăt discret mașina staționată ceva mai departe. Alți doi bărbați se plimbă aparent fără rost pe acolo și alchimistul a înțeles desigur că el este vedeta așteptată. S-a urcat cu minte în mașină și s-a retras îmbufnat într-un colț. La urma urmei nici n-avea motive să fie bine dispus. Mă urc în față lângă șofer, alături de el s-așează Mihai și dă-i bătaie spre casă. La o curbă a șoselei, alchimistul se lasă atât de mult într-o parte încât cade cu nasul în brațele lui Mihai, care s-a resperiat și îl prinde zdravă în depăr. Alchimistul trage în jos cu toată greutatea. Oprește! Strigă Mihai. Când l-a ridicat, ne-am dat seama că murise. Ne trăsese clapa și încă ce frumos! Pe buza ușor însângerată descoperim un mic ciop și pricepem totul. Spărsese o fiolă de ceanură. Asta zic și eu o treabă bună. Trebuie să ne bărberim înainte de a intra la șeful. O să ne pupe pe amândoi obrajii. Trimit cadavrul la morgă și mă duc direct la Remi. Ce crezi că i-a atras atenția, îl întreb.
ridică din umeri nedumerit. Ceva i-a atras atenția. Ceva i-a atras atenția, insist. Cum trebuia să te prezinți? Păi să-i spun că ar fi mai bun cu alcool. A, da, se dumirește deodată pocnându-și fruntea cu palma lui fină. Mi-a scăpat un amănunt. Trebuia să port o cravată albastră. La costumul meu gri îmi asortasem o cravată grâna. Și ce mândru fusesem de dimineață când îmi priveam nodul impecabil. Am uitat, mărturisește Remi pentru prima dată speriat de când îl cunosc. Se întâmplă la o emoție atât de puternică, bine că ți-ai amintit și atât. Alții uită și cum îi cheamă. Ce să-i mai spun? Mihai se uită urât la el. Cred că a sosit timpul să vă faceți rost. Îi spun, o să ne interesăm de o casă. Sunt liber? Dacă vă mai amintiți ceva, am telefonați. Nu iese bine pe ușă că Mihai s-are nedumerit. Eu nu-i dădeam drumul. Era pornit mai ales pentru că ne eșuase prinderea alchimistului. E tânăr, încă n-a învățat să suporte insuccesele. Mai târziu o să afle și el că un succes nu este altceva decât o sumă de insuccese. De ce să le liberăm, s-a predat de bunăvoie, ne-a mărturisit cu cine urma să ia legătura. Păcat că n-are ținere de minte, dar... Ce om poate fi acuzat că-i uituc? Din cauza memoriei n-am fost niciodată bun la istorie. Mihai se uită la mine ca la un om care a luat o razna.